Observați ce spațiu oferă locul șoferului. Scaunul este în poziția de sus, poate fi coborât din această rotiță, destul de rapid și comod. Evident, reglaje manuale, de aici spătarul. O să vedem la nivelul volanului, nu avem decât reglaj pe înălțime, destul de limitat. Mă rog, o cursă medie, cum îmi place mie să spun. Însă, în combinație cu faptul că scaunul se poate regla pe înălțime și cu încă o chestiune destul de rar întâlnită în acest segment, respectiv centură de siguranță cu reglaj pe înălțime, doar pe partea șoferului, nu există să nu-ți găsești poziția de condus în Spark. Pe volan avem inclusiv un fel de telecomandă pentru sistemul audio, aici în partea stângă. Altfel, bine cunoscute semnalizatorul și maneta de acționare a ștergătoarelor de parbriz și lunetă. Ca o particularitate, stopul de ceață se acționează din partea dreaptă, de pe maneta de acționare a ștergătoarelor. În rest, volan îmbrăcat în piele, airbag, foarte interesant volanul, deci foarte plăcut, aproape pot să-l numesc un volan sportiv. Claxon, foarte puternic. Pe stânga, reglaj pe înălțime al farurilor și reglajul electric al oglinzilor retrovizoare, pedalierul și pe stânga clapeta de deschidere a capotei și ceva mai către mine, clapeta de deschidere a alimentării cu combustibil.
cheia cu închidere și deschidere. Contactul are poziție de accesorii și poziția clasică de contact. Așa cum probabil ați observat, nu avem un indicator de temperatură al motorului. Nu este o mare problemă la genul acesta de vehicul. Avem două butoane, unul se numește mod și celălalt trip. Să vedem ce face fiecare din ele. Acest mod este un pseudo-computer de bord. Spun pseudo-computer de bord pentru că, așa cum observați, are doar câteva funcții, respectiv temperatură, distanța până la realimentare, viteză medie și timp parcurs, lipsindu-i ceea ce este esențial la un computer de bord, respectiv consumul mediu, măcar dacă nu și consumul instantaneu. Lucru ciudat pentru mine, pentru că din moment ce ai această indicare a distanței pe care o mai poți parcurge, deci până la realimentare, înseamnă că motorul, mă rog, calculatorul motorului știe această informație legată de consumul mediu. De ce nu o afișează este un neajuns clar al acestui computer de bord. Deci faptul că nu ai consum mediu e un mare minus. Nu-l pot numi computer de bord, ci pseudo-computer de bord. Pe urmă avem acest buton trip care selectează kilometri mașinii trip A și trip B. Câteva cuvinte despre bord. Așa cum vă spuneam la începutul filmărilor, eu dețin o astfel de mașină și este absolut spectaculoasă la interior, chiar dacă mașina pe care o am eu este versiunea de echipare ceva mai slabă. În marea majoritate elementele sunt asemănătoare sau identice pe alocuri. Ei bine, acest bord este varianta de vârf, dacă vreți, în care avem volan îmbrăcat în piele, elementele acestea vopsite, decorul, n-aș putea să-l numesc imitație de fibră de carbon de pe consola centrală, ci un decor mai aparte față de versiunile standard. Ce aș putea să remarc la bord? Ergonomie, deci foarte puține butoane. Totul este amplasat așa cum trebuie, ai acces la orice comandă fără să fii încurcat de maneta de viteze, lucru foarte important. De altfel, maneta de viteze e poziționată perfect. Avem un sistem de climatizare, aș vrea să-l numesc foarte bun, în sensul că are aeratoarele laterale cu reglare pe 360 de grade și închidere și aeratoarele centrale de mari dimensiuni și la rândul lor se pot închide, chiar dacă nu vedem nicio rotiță separată, au o funcție de închidere în momentul în care le dai către lateral, se închide fluxul de aer. Însă la temperatura de 27-30 de grade cât am avut noi pe parcursul testelor, parcă nu prea a făcut față, a trebuit să îl țin aerul condiționat numai pe 3, deci să țin ventilatorul la viteza 3-a, pentru că habitaclul tinde să se încălzească foarte mult, adică ai suprafețe vitrate mari, parbrizul și geamurile laterale sunt foarte mari și tinde să se încălzească puternic interiorul la soare. Altfel însă, ce mai mi-a plăcut mie la acest bord, sigur că acel bord din spatele volanului arată, am mai spus eu și la AVO, și multă lume s-a exprimat în acest fel, arată ca un, ca o consolă PlayStation, ca un Nintendo, ca o chestie din asta, nu știu foarte bine cum se numesc. Însă deloc deranjant, adică interiorul este ultra modern, aș putea spune. Da, este mult plastic, dar nu de calitate inferioară. Poate că ce-mi displace la bord, aceste suprafețe vopsite, nu pentru că n-ar arăta bine, ci pentru că se vor uza în timp. Dacă depozitezi obiecte, chei, eu știu ce m-aș pune lumea prin astfel de spații, cu siguranță vor apărea zgârieturi inestetice și nu prea ai ce să le mai faci. Deci soluția
existentă la versiunile anterioare, mă rog, nu anterioare, la versiunile mai slabe de echipare, respectiv plastic negru, cred că este ceva mai bună. În rest, multe spații de depozitare, cel puțin în zona din față, locuri pentru doze, locuri pentru obiecte mici, totul asamblat frumos și corect, adică, repet, un interior foarte bun pentru o mașină de segment A. Pentru că suntem în zona manetei de viteze, să vă arăt faptul că are niște curse medii, deci nu foarte lungi, nu e zgomotoasă, probabil că se simte, însă în mers nu auzi zgomote atunci când schimbi. Precisă cutia, cel puțin mie așa mi se pare, pare să avem o îmbunătățire față de generația anterioară, deci probabil că s-a umblat pe la timonerie sau ceva, pentru că timoneria de la mașina mea e un pic, parcă agață mai mult, asta nu. Un torpedou de mari dimensiuni, dată fiind mașina, adică avem o mașină de dimensiuni relativ mici, te întinzi un pic ca să ajungi la el. Oricum, bordul cred că este principala atracție a acestui vehicul. Cine se urcă într-un Spark nu poate să nu remarce cât de vesel și spectaculos este bordul. Și o să vedem, are o luminare extraordinară și pe timpul nopții. Sistemul audio este de calitate mai degrabă medie, deci nu pot să zic că m-a satisfăcut cum se aude, cel puțin pe radio. Avem ceva opțiuni. Iată cum arată reglajele. Deci egalizator cu diverse presetări. Și aceste reglaje. Un meniu de configurare în care avem limbi. Disponibile, destul de multe, așa cum se vede, sigur că nu și româna. Deci cam asta ar fi în mare, n-am intrat în toate unde mă puteam duce cu meniurile, dar esențialul s-a văzut. MP3, mufă USB și AUX este undeva în josul consolei. Deci un sistem decent pentru genul acesta de vehicul. Mai avem un display și în zona superioară a consolei. Atunci când dezactivezi și dezactivezi SP, apare acolo. Important și aspectul acesta că se poate dezactiva SP, deși e clar că nu e o mașină sportivă, însă faptul că poți activa și dezactiva SP-ul te poate ajuta mult în anumite condiții, mai ales iarna. Senzorii de parcare spate, cei doi sunt acustici. Se aude un bip când introduci mersul înapoi. Și reacționează cam așa. O să aprind luminile de poziție să vedem cum arată bordul noaptea. Ceva în genul ăsta. Foarte interesant luminat, are o lumină așa electrică extraterestră. O să pun și contactul și o să pornesc și motorul. Ce pot să zic? Îmi place foarte mult bordul. E iluminat interesant și ai o senzație de bine când conduci. Însă trebuie să-i văd și câteva minusuri, în sensul că lumina e destul de puternică, nu se poate regla, deci nu avem un potențiometru din care să reglăm intensitatea luminii.
la drum lung, mai ales în zonele foarte întunecate, cam deranjează. Deci în zonele în care nu ai lumină pe stâlpii de pe șosea, când conduci extraurban, te cam deranjează lumina, trebuie să recunosc. În plus, la mențiunile negative în ceea ce privește iluminatul, nu avem iluminate comenzile de acționare a geamurilor electrice pe niciuna din părți, lucru care este un minus din punctul meu de vedere. Și o altă mențiune, iarăși importantă, zic eu, acele butoane trip și meniu, sau nu mai știu care era acolo pe display-ul central, nu sunt luminate și noaptea îți este destul de greu să le nimerești. Deci dacă vrei să vezi, de exemplu, ce temperatură e sau să te miști prin pseudo-computerul de bord, e un pic deranjant acest aspect. Altfel însă, o luminare interesantă, mai interesantă decât a altor mașini. Nu știu dacă e cea mai spectaculoasă, însă mie unul mi se pare foarte ok. Să vedem acum și diversi martori luminoși cum se aprind pe bord, în speță cei pentru faruri mă interesează și lumini. Fază scurtă, nu avem indicare separată a fazei scurte. Fază lungă, faruri de ceață. Stop sau stopuri de ceață. Luminile de avarie sau semnalizare.